începând cu versetul 1 și sfârșim cu versetul 11. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus le-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci și diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. Păi în visere ocupați locurile, ascultăm cântarea grupului bărbătesc și apoi dorim ca Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Mihăiță, să-i dea inspirație, ungere și autoritate în transmiterea mesajului Sfintelor Scripturii. Oh,
Slăvit să fie Domnul! Mulțumim lui Dumnezeu într-un mod special pentru dimineața aceasta minunată și pentru direcția care ne-a trasat-o prin cuvânt de dimineață de la rugăciune. Sper că fratele Crașovan nu se supără dacă eu reiau gândurile lui mai departe la slujba aceasta duhovnicească și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune în cuvânt. Pentru cei care ați fost atenți la ora de rugăciune, fratele Crașovan a mers în două direcții, poruncile lui Dumnezeu și închinare. Eu aș vrea să vorbesc toți despre lucrurile acestea, numai că le inversez un pic. Aș vrea să vă spun că nimeni nu poate păzi poruncile lui Dumnezeu dacă nu se închină cu adevărat. Adică trebuie să fii un închinător și în momentul când te închini cu adevărat, poruncile lui Dumnezeu devin ușoare pentru tine. Dacă nu ești un închinător, poruncile lui Dumnezeu n-au sens, pentru că sunt foarte grele. De aceea lucru care aș vrea să înțelegeți de la bun început este că cuvântul lui Dumnezeu este ca o persoană pe două picioare. Totdeauna Evanghelia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, are două părți. Întotdeauna omul are un mecanism în el care îl duce la extremă. Una se numește legalism, cealaltă se numește libertinism. Dacă nu înțelegem, cuvântul lui Dumnezeu are două picioare, exact ca mine. Stau pe două picioare. În momentul când pleci pe o cale, primul picior pe care te reze, te sprijini, sunt promisiunile lui Dumnezeu. Sunt făgăduințele lui Dumnezeu, sunt bogățiile lui Dumnezeu, sunt harurile lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu, sunt minunile lui Dumnezeu. Al doilea picior pe care te sprijini sunt poruncile lui Dumnezeu. Acum vreau să vă spun un lucru. Gândiți-vă la mine că eu merg pe drumul național. Eu așa sunt pe jos. Și văd o poruncă acolo, o restricție. 50 scrie. Vreau să vă întreb, la ce îmi folosește mie dacă eu oricum merg cu 5 la oră? Adică porunca aia nu e pentru oricine. Dacă eu am oricum o viteză înceată, pentru mine nici nu are sens restricția aia, pentru că prima dată eu trebuie să primesc o mașină care merge cu 180 la oră, ca să pot să păzesc niște porunci și restricții. Deci întotdeauna Dumnezeu nu are porunci. Prima dată are promisiuni, bogății, minuni, slăvit să fie El. Poruncile sunt și restricțiile doar ca să păzești bogăția care ți-a dat-o El. Dar dacă nu ai bogăție, n-ai ce să păzești. Deci prima dată este iubirea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Participăm la cina Domnului care ne arată ce primim noi de la Dumnezeu. Nu? De exemplu, un text în Efeseni spune, prin har ați fost mântuiți prin... Și aceasta nu vine de la... N-are treabă cu noi. Nu prin fapte, dar prin ce? Prin promisiunile Lui, prin făgăduințele Lui. Adică prima dată Dumnezeu trebuie să mă facă un închinător. Ca eu să fiu fascinat, să fiu uimit, să-L ador, să-L admir. Și atunci poruncile au rolul și restricțiile să păzesc bogățiile care mi le-a dat Dumnezeu. Doamne, ajută-mă la lucrul acesta. De aceea, prima dată, Dumnezeu, chiar în unirea aceasta la cina Domnului, pleacă să ne cucerească. Nu cere nimic, dă. De aceea zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a... Nu a cerut, a dat. Poruncile sunt o cerință. Prima dată e un dar. Și noi ne amintim că Dumnezeu a dat ceva ca să ne facă închinători adevărați, slăvit să fie numele Lui. Și pornește Dumnezeu, nu știu dacă știu că Dumnezeu a scris două cărți. Are două cărți scrise. Prima se numește Sfânta Scriptură și e scrisă în cuvinte și cealaltă se numește Creația lui Dumnezeu și în imagini, ca pentru copii. Dar spune Biblia, însușirile lui Dumnezeu se văd lămurit de la facerea lumii dacă te uiți cu băgare de seamă și le citești. Și Dumnezeu care e bogat, slăvit să fie El, pleacă să ne cucerească. Vreau să vă spun, omul este singura ființă de pe pământ care are capacitatea de a rămâne uimit. Eu la Marga, unde slujesc la țară, le spun, le traduc cuvântul ăsta, este singura ființă, omul este singura ființă cu capacitatea de a rămâne cu gura căscată așa. Adică nu o să vedeți niciodată o pisică la un asfințit de soare să rămână așa. Niciodată. Omul e singura ființă de pe pământ care are capacitatea de a rămâne uimit și noi ne-am pierdut-o. Și Dumnezeu pleacă cu bogățiile Lui, cu darurile Lui, cu promisiunile Lui, cu făgăduințele Lui, ca să ne cucerească.
Gândiți-vă, de exemplu, vine anotimpul iarna și îți dă o plapumă albă pe jos. Și bă, poate ăsta dimineață când se trezește și o să vadă o plapumă albă pe jos, o să fie atât de încântat și uimit și de fascinat că o să mă adore, rămâne cu gura căscată, zice, extraordinar. Nu, și am avut plapumă aia. Și a ieșit dimineața, ce ai făcut? Nu te-ai uitat cu băgare de seamă, ai călcat în picioare. Zice Dumnezeu, bă, ăsta nu-l pot încânta, hai să fac altceva. Mâine zi îți dau un metru. Nu mai dau o plapumă. Ca să ieși cu lopata, poate te trezești cumva și o să rămâi uimit și fascinat și o să mă admir și o spun, extraordinar ce Dumnezeu avea. Și iei lopata și încep să înjuri, că e prea multă zăpadă. Și Dumnezeu, na, nu-ți place nimic, hai să-ți fac să răsar un ghiocel, îți place așa? O floare, un trandafir. Îți dau un asfințit, îți dau un răsărit. Știți că în fiecare zi Dumnezeu face un spectacol imens în universul ăsta fără să plătească nimeni bilet la el? Dumneavoastră ați văzut vreodată un asfințit de sară la fel unul ca celălalt? În fiecare zi Dumnezeu face un spectacol diferit. Dumneavoastră nu plătești niciun bilet. Trebuie numai să te uiți și să rămâi cu gura căscată. Să-ți dă și asfințit, să-ți dă și răsărit, să-ți dă și fulgere, și tunete, și cutremure. Și omul și-a pierdut capacitatea de a rămâne uimit, să se închine, să adore, să admire. Ce să mai trecem la poruncile lui Dumnezeu dacă eu nu știu să mă închin? Să-L ador pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu zice, na, poate te duc pe Golgota. La Fiul meu însângerat, poate asta o să te uimească. O să te cucerească asta când o să vezi, o să spui, cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu. Sau poate o să spui, Rabuni. Sau poate o să spui, Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci prima dată, pe primul picior pe care ne sprijinim, pe calea care am pornit, este piciorul acesta al promisiunii lui Dumnezeu, al făgăduinței, al bogăției lui Dumnezeu. Fratele Crașovan e lângă mine, el a fost inginer, constructor, ne-a ajutat și pe noi la adunare, Domnul să-l binecuvinteze. Dar eu îi dau niște porunci acum dimineața asta. Frate Crașovan, mâine dimineață, lângă biserica asta, faceți o clădire cu 10 etaje. Să aibă complex, școli biblice, restaurante unde să mănânce studenții, azil de bătrâni, școală de copii. Și vă dau porunca asta de dimineață să vă apucați. Eu vreau să vă întreb, puteți? Știu că sunteți înțelept, dar nu puteți. Dar vin acolo fratele Crașovan altfel și îi spun așa, frate Crașovan, am la mine 100 de milioane de dolari și vi dau astăzi ca dimineață să vă duceți să faceți complexul ăsta. Puteți? Eu vă spun că puteți după aia. Totul depinde de dar. Adică sunt două lucruri diferite. Depinde cum le pui. Adică dacă îmi ceri și îmi dai porunci, degeaba îmi ceri că viteza mea oricum este înceată, n-am cum să le păzesc. Prima dată trebuie să-mi dai un dar să mă îmbogățesc și dacă am 100 de milioane de dolari în buzunar, mă apuc și eu să fac lucrurile astea pentru că ele devin ușoare. Deci poruncile devin ușoare în momentul când ai darul. Păi vreau să vă întreb, dumneavoastră, când mergeți la un îndrăcit, cum mergi la el? Te duci la îndrăcit și îi dai porunci. Îți spui, fii atent aici, să fii cu minte. Și el o să fie, nu? Te duci la un bețivan și îi spui, băi, să nu mai bei. Asta nu e Evanghelia lui Hristos. Vreau să vă întreb, Domnul Iisus, când s-a întâlnit cu îndrăcitul, ce a făcut? Bă, la oricum avea lege porunci, era deja legat. El avea nevoie de eliberare, slăvit să fie Domnul. Pentru că nimeni nu poate ieși din Egipt, am mai spus lucrul acesta, prin lege și porunci. Pentru că legile și porunci s-au dat pe Sinai după ce a ieșit poporul din Egipt. Deci poporul, ca să iasă din Egipt, ca să ieși din lume, ca să fii mântuit dacă ești prieten în dimineața aceasta aici, nu trebuie să faci nimic, trebuie să primești ce are Dumnezeu, slăvit să fie El. Pentru că n-ai cum să ieși din Egipt de sub presiunea mâinii lui Faraon, că Faraon te ține acolo legat, n-ai nicio șansă. Trebuie ca Dumnezeu să uite la Faraon și să spună, dă-i drumul să plece. Și asta se numește eliberare și mutare în altă împărăție, slăvit să fie Domnul. Ei, vreau să vă spun aici, textul care l-am citit despre ispitire este exact după momentul în care Domnul Iisus a botezat. Și prin Hristos, cu care ne unim la cina Domnului în dimineața aceasta, slăvit să fie numele Lui. Avem aceleași lucruri care s-au întâmplat la botezul lui. Deci s-au deschis, s-a auzit-o și a venit Duhul lui Dumnezeu. Toate astea sunt de sus, adică vin de la El. Poruncile pleacă de la mine. Adică sunt o cerință pentru mine, promisiunile vin de la El. Adică relația mea cu Dumnezeu este El cu mine.
El și eu. Nu sunt eu și el. Înțelegeți dumneavoastră așa? Adică prima dată Dumnezeu trebuie să-ți facă, să-ți deschidă cerul, să intri într-o lume superioară. Să te uiți în spate, zici, bă, dar cum am putut să trăi în inferioritatea în care trăiesc? Exact acum, pe vremea comuniștilor, ai fi plecat din România în America și când ai ajuns în America și ai văzut ce e acolo, să te uiți înapoi, zici, bă, dar cum am putut să trăiesc în România, Domnule? Cum am putut să trăiesc? Te miri. E în momentul când vine Dumnezeu și te îmbogățește. Cina asta reprezintă, în primul rând, ce ne-a dat Dumnezeu prin Hristos, slăvit să fie El. Răscumpărare, iertarea, moștenirea. Pentru că noi facem parte din rândul oamenilor bogați. Am venit în dimineața asta să mă întâlnesc cu bogații din Timișoara. Slăvit să fie Domnul. Dumneavoastră nu credeți că sunteți bogați. Eu vă spun că sunteți, numai că sunteți bogații veacului viitor. Bogații veacului acestea nu au venit la adunarea. Sunt prin Timișoara, sunt pe la mall-uri, pe la restaurante, sunt la iarbă verde, sunt la pescuit, cum a fost poezia. Bogații veacului viitor m-am întâlnit eu cu ei. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am fost îmbogățit, s-au deschis cerul, a intrat într-o lume superioară și te uimești de tine cum ai fost în trecut și nu-ți vine să crezi. Doamne, îți mulțumesc pentru jertfa ta că ai făcut în mine și mi-ai deschis cerul să intri într-o lume superioară. Slăvit să fie El. Veniți-vă dumneavoastră că noi am avut la Marga o adunare veche și lângă ea era un bărbat. Soțul unei surori care venea la biserică și când era evanghelizare, ce făceam toți pocăiții când ne duceam la evanghelizare? Îl chemam și pe el. Ăsta să ne bată. Numai că nu ne înjura. Dom'le, vedeți-vă de drum și băgați-vă acolo în adunarea voastră și terminați. E, anul trecut m-am dus să o vizitez pe soția lui și pe el și zice el către mine, zice, mă botez. Și eu mă uit la el, zic, cum? Ce vreau să mă botez. Vreau să vă spun, din momentul când s-a hotărât pentru Domnul, s-a deschis un cer pentru el. N-a lipsit, nu știu să fi lipsit vreodată de la adunare de când s-a pocăit. Și vreau să vă spun, la fiecare slujbă vine cu o oră înainte, sau cel puțin cu jumătate. Că trebuie să-i spun la cel care îngrijește de biserică să deschidă biserica cu o oră, pentru că el stă câteodată la ușă. Și îl întreb, dar de ce veniți așa de devreme? Și el se uită la mine și zice, să recupereze. Și nu înțeleg. Cum adică? Adică acum 2 ani voiai să ne bați, să ne înjuri și acum... Păi ce s-a întâmplat, oameni buni? Vă spune ce s-a întâmplat, s-a deschis ceva. A venit porumbelul, a venit Duhul lui Dumnezeu, a venit lucrurile de sus, slăvit să fie El. Amin. Deci primul picior și ceea ce facem în dimineața asta, ne amintim că jertfa Domnului Iisus Hristos ne-a făcut bogații veacului viitor. Să te simți bine dimineața aceasta. Să te simți ca un bogat, să știi că atunci când mor pentru dumneatale e virgulă, nu-i punct. Pentru că ce-i frumos urmează după virgulă. Dumneatale nu trebuie să te mai temi de nimic pentru că ai dreptul să te îmbolnăvești. Ai dreptul să și mori, că după aia urmează ce-i frumos. Dar aia la alți care-s bogați veacului acestea cu bogății care se vestejesc și se ofilesc și se descompun și le mănâncă rugina și molile, aia tremură dacă se îmbolnăvesc. Ei n-au dreptul ăsta. N-au dreptul nici să moară. Pentru că ei se îndreaptă spre sala de judecată. E sângele Domnului Iisus, jertfa Domnului Iisus ne arată nouă cine suntem noi. Slăvit să fie El. Prin Hristos. E, acum venim la al doilea picior care sunt restricțiile și poruncile lui Dumnezeu. De ce ni le-a dat Dumnezeu porunci și restricții? Ca să păzești moștenirea și bogățiile care ți le-a dat El. Ți-a dat Duhul lui Dumnezeu, ți-a deschis cerul, ți-a dat Cuvântul Sfânt, ești un om bogat, ești un om puternic, ai primit darurile Duhului Sfânt în tine. Ce urmează acum? Că asta e marea noastră problemă. Nu știm ce vine. După botez, după mântuire, după darurile Duhului Sfânt, după botezul Duhului Sfânt. Ce se întâmplă? Ai primit toate bogățiile astea. Ce se întâmplă după? Acum eu vă citesc ce se întâmplă. Zice capitolul 4, versetul 1. Atunci Iisus, după ce s-a deschis cerul, a venit Duhul lui Dumnezeu, a auzit vocea Tatălui. Deci atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavol. Știți ce se întâmplă? O să stai față în față cu diavolul. Și tu nu te-ai așteptat. Și nu ești pregătit, de aia cad mulți. Se depărtează Dumnezeu că nu știu ce urmează după. Ei nu le vine să creadă că diavolul mai poate veni la ei. Și acum tu trebuie să păstrezi, pentru că diavolul aici este numit ispititorul, adică cel care vine să te păcălească. Dar ce să mă păcălească? Păi nu poți păcăli sau fenta decât un om bogat.
Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră ați văzut unde să pun sisteme de alarmă și supraveghere video? Unde ați văzut? V-ați făcut vreunul vreo colibă pe câmp și să vă pune sistem de alarmă? Dar de ce nu? Să stai să privești de la bloc, de acasă. Pe unde să pun lucrurile astea? Unde sunt valori, unde e potențial, la bănci, la școli, la primării, unde sunt mașini performante, unde sunt case mari. De ce credeți dumneavoastră că ne-a spus Dumnezeu, fiți treji și... Adică puneți-vă sisteme de alarmă, că eu v-am dat bogăția. E la voi. Toată partea mea am făcut-o, zice Dumnezeu și Duhul Sfânt, slăviți să fie Domnul. Uitați-vă la jertfa asta și aduceți-vă aminte de lucrul ăsta, cum ați fost mântuiți. Dar acum intervin poruncile și restricțiile, pune sistem de alarmă, veghează, fii treaz, pentru că vine cineva care dă târcoale și încearcă să te păcălească. E un hoț care vine să fure. În momentul acesta trebuie să știi că după toate valorile care le-ai primit, vine momentul să stai față în față cu cel care vine să te păcălească. Vă dau câteva cazuri din Vechiul Testament de oameni bogați care au fost păcăliți. Ați auzit de Esau? E, băiatul ăsta s-a născut și avea dreptul la o moștenire pe viață. Era bogat. Fără să facă nimic. Avea dreptul la moștenire, fără nicio faptă. Știți ce s-a întâmplat? A fost păcălit. De cine? Fratele său cum se numea? Și cum se numește Iacov, tradus în română? Adică a venit cineva să-l păcălească. Știți cum l-a păcălit? În momentul când a fost ispitit de foame. Pentru că momentul ispitei vine înșelătorul să te păcălească. Acum nu știu dacă dumneavoastră mă credeți sau nu, dar vă spun că foamea este cea mai modernă ispită din ziua de azi. Noi nu mai putem trăi dacă nu mâncăm bine. Și dacă vreți să mă credeți cu adevărat, surorile, când vin domnii dumneavoastră de la muncă, puneți-le o farfurie de orez în fiecare zi. Să vedeți cum fac. Nu mai putem trăi dacă nu mâncăm bine. Îmi spune un lider de tineret, mai merge pe la evanghelizări cu tine, zice, frate Mihăiță, știi ce mă întreabă tinerii înainte de adunare? Ce e de mâncare după? Că dacă sandwich-ul nu-i bun, dacă ar fi pizza și Coca-Cola, păi dumneavoastră aveți impresia că atunci când o să vină Antichristul și o să ne semneze pe mână și pe frunte, noi o să ne luăm, dragii noștri de copii, obișnuiți la calculatoare performante, cu iPhone în buzunar de 1000 de euro și o să mergem sus pe deal și o să mâncăm coajă de copaci. Și ei nu știu decât hamburger, pizza. Eu vreau să vă spun, foamea va juca un rol important când va veni Antichristul. Și ai pierdut toată bogăția și n-ai mai vreo restricție. Pentru că știți cum l-a așteptat Domnul Iisus pe ispititorul? Cum l-a așteptat? Stătea cu telecomanda. Nu? Dar cum? 40 de zile? Deci cum l-a așteptat Domnul Iisus pe diavolul? Cu 40 de zile de poș în rugăciune. Pentru că știa că vine să-l păcălească și era Fiul lui Dumnezeu. Crezi că nu o să vină la dumneatale? După ce ai toate bogățiile harului lui Dumnezeu, vine și stai față în față cu diavolul. Ați auzit de Iuda din Vechiul Testament? E, bărbatul ăsta, nu vă povestesc tot cadrul acolo, dar avea o noră că la un moment dat s-a pus într-un colț, îmbrăcată ca o prostituată. El a luat-o drept prostituată, s-a dus la ea și a spus, culcă-te cu mine. Știți ce a spus ea? Cineva vine să te înșele. Zice, ce zălog pui jos? A, nu merge așa. Mă, tale crezi că e numai plăcere, nu? E o înșelare ca să-ți ia ceva. Ceva ce ai. Ce avea el? Ce a pus jos? Toiagul, lanțul și inelul. Știți ce era? Tot. Toată funcția lui, toată autoritatea, toată poziția lui, o pus-o jos pentru o clipă de plăcere. Și a spus eu, recuperez mâine. Mă duc mâine la stăruință și recuperez. Mă duc la mărturisire și am rezolvat problema. Vreau să vă întreb, a mai recuperat? Sunt unii în adunare, cred că datorită unei plăceri, nu-i mai place de soție sau de soț și se duce cu altcineva, din plăcere, nu alte motive. Deci lasă că mă recăsătoresc după 2-3 ani și revin în biserică. Prea curvie pe față.
Nu există recăsătorie, pentru că Dumnezeu a spus de la început a fost parte bărbătească și parte, o parte ai și o singură unire. Nu vorbesc de excepțiile Bibliei când moare cineva sau alte lucruri. Dar vorbesc din cauza plăcerii. Unii cred că recuperează, se recăsătoresc, revin în biserică după 5 ani, 10 ani. Oameni buni, cineva încearcă să ne păcălească. Am auzit despre un slujitor, sper să nu fi fost așa, care a fost invitat în America, a fost cazat la un hotel de lux și a zis, bă, nu mă vede nimeni aici. Îmi comand și o domniță de companie. A comandat-o și a petrecut noaptea în plăceri cu ea. Dimineața când s-a trezit, ea nu mai era în pat lângă el. S-a dus imediat la borseta cu bani, erau bani acolo. S-a dus imediat la acte, erau actele acolo. Zice, ducă-să. Bine că nu mi-a luat banii și actele. Se duce la toaletă să spele pe față și pe oglindă domniția a lăsat un mesaj scris cu ruj. Bine ai venit în lumea bolnavilor de sida. O noapte. Mai recuperezi tu după aia. Înțelegeți? Ați auzit de Naomi din Vechiul Testament? Femeia asta s-a uitat la soțul ei și a zis, mergem în străinătate, e mai bine acolo. La noi e prea mare sărăcie. Facem bani și venim aici, ca să o facem tot în România. Dar câțiva mergem acolo. Când s-a întors înapoi, știți cu ce frază a intrat în cetate? Ce când am plecat eram în belșug. Și acum mă întorc cu... Dar vreau să vă întreb, dacă era în belșug, de ce a plecat? Pentru că ea nu știa ce bogăție are. Avea un soț și doi copii. Când a venit înapoi, nu mai avea nimic. Acum eu nu fac aluzie să nu mergeți prin străinătate să lucrați. Dar știți ce vă spun la cei care mergeți? Puneți-vă sisteme de alarme pe dumneavoastră. Puneți camere video pe nevastă, pe copii, că s-ar putea când veniți înapoi să veniți cu mâinile goale. Da. Deci adică ce vrea să spun asta? Oameni buni, fiți foarte atenți! Eu v-am dat valori, v-am dat bogății. Ați auzit de Samson. Omul ăsta a fost îmbogățit de naștere cu puterea lui Dumnezeu. O putere pe care n-a mai avut-o nimeni, și fizică. Avea putere să ia o falcă de măgar, să omoare 1000 de filistieni, să ia porțile unei cetăți, să le urce pe munte. Știți care e povestea lui Samson? E povestea 2 lei. Un om bogat, care a reușit să bată un leu fizic, să-l întoarcă pe dos la viile din timp, să-l arunce la coșul de gunoi. Dar mai avea un leu în interiorul lui. Pofta pentru femeile frumoase. Și n-a vrut restricții niciodată și porunci. Eu zic, stai, că să tu una din popor. Nu, că îmi place. Nu vreau restricții și porunci. Știți ce s-a întâmplat cu el? A rămas cu ochii scoși, fără putere, deși era bogat, pentru că n-a vrut restricții și porunci. Pentru că povestea lui s-ar putea să fie și povestea mea. Să fie o poftă în interiorul meu care să mă devoreze și să mă lase fără putere. Acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Dumneavoastră, dacă v-ați întâlnit cu un leu când plecați de aici pe stradă, dar de adevărat era. Dar să fiți sinceri, ce ați face? Și eu. Și aș fugi bine. M-aș schimba papuce și m-aș lua Adidas. Ca să nu mă prindă. Păi dumneavoastră, de ce credeți că zice Pavel lui Timotei? Fugi! De ce? Că sunt atâția lei! Nu fă reclamă cu ei. Că noi atâta suntem de puternici și ăștia pocăiți după ce primim bogățiile lui și avem impresia, Doamne, lasă o reclamă cu leul la subsoară, nu e nicio problemă. Ascultă-mă ce spun, leul e mai tare ca dumneata. Dumneavoastră știți de ce nu beau eu niciun pahar? Pentru că slab. Nu vreau să fac reclamă cu leu. Cine-i tare, să bea două. Dumneavoastră știți de ce fug eu de televizor și de internet? Că slab. Cine-i tare și vrea să facă reclamă cu leu, să stea. Dumneavoastră știți de ce nu mă duc eu la chefuri și la nunți în lume? Că slab. Cine-i tare să se ducă. De-o am citit în Biblie că cine stă în picioare să aibă grijă. Să aibă grijă. Mai bine a sta în biserică cu 100 de oameni care pun sisteme de alarmă pe ei, zic, băi, eu slab, nu mă duc. Și veghează decât cu 2 de ăștia ca Samson, care după 2 ani sunt cu ochii scoși.
De aceea, omule, în momentul când vezi leul, fugi. Fugi, zicea un predicator, ia-ți adidași în picioare și fugi tare. Când Vechiul Testament se povestește despre un băiat destul de frumos, de drăguț, numit Iosif, că era în casa lui Potifar, lucra și nevasta lui Potifar era una dintre cele mai frumoase femei din Egipt. Nu-i cum e filmul creștin Iosif cu nevasta lui Potifar reprezentată printr-o zghipțuroaică acolo. Nici vorba, asta era o mis. Era o vedetă în Egipt. Și femeile astea a pus mâinile pe Iosif. Știți ce a făcut Iosif? Și-a dat jos haina ca să fugi. Nu poți cu haina. Dar jos haina, adidas și-a luat-o la fugă. Dar mai e un băiat în Vechiul Testament, David. Ăsta s-a urcat pe casa lui și a început să uite. Și a fost și el pe Batsheba, pe care o vezi și dumneatale, că e peste tot. E și la magazin, e și la școală, e și pe stradă, vine și la biserică câteodată, n-are problemă. Acum nu fugiți din biserică. Să fugă ele de aici, nu noi. În alte părți, trebuie să fugi. Înțelegeți? Și David, ce credeți dumneavoastră că a făcut de acolo? În loc să-și pună adidas în picioare să fugă și-a pus bocanci. Și-a zis să fie mai grei, să stau, să mai mă uit odată. Mai odată. Și mai odată. Deci, dar poate, unde-i soțul ei? Păi la armată. Are nevoie de consiliere. Poate cântăm o cântare împreună la biserică. Învățăm o cântare. Ascultă-mă ce spun. Fugi! Ați înțeles ce vă spun? Că ați auzit de diferite cazuri în lumea asta care au ajuns unde au ajuns pentru că n-au fugit. Doamne, ai milă de noi. E de-aia nevoie de restricții pentru că vine ispititorul cineva care vrea să te păcălească. A venit la Fiul lui Dumnezeu. Știți cum a venit în textul ăsta? A venit la Fiul lui Dumnezeu și a zis, postești de 40 de zile, da. Ești Fiul lui Dumnezeu, da. De ce nu-i nicio minune? Unde-i pâinea de pe masă? Păi dacă ești Fiul lui Dumnezeu, postești atâta timp. N-ai tu putere să faci o minune, să faci piatra în pâine? Știți ce a răspuns Domnul Iisus? Omul nu trăiește cu pâine. Nici cu piatra transformată în pâine, cu semne și minuni. Omul trăiește cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, care era cuvântul din text care a ieșit din gura Tatălui pentru el? Cu ce trăia? Și eu trăiesc cu cuvântul Tatălui. Dar ce i-a spus Tatăl la botez? Când s-a deschis cerul, ce i-a spus Tatăl? Acesta este Fiul meu preiubit. Cu asta trăia el. Și eu nu trebuie să dovedesc că sunt copilul lui prin semne și minuni. Nici prin faptul că mă depășește criza și ajung un om bogat. Eu sunt copilul lui Dumnezeu, că așa a spus Tata din cer, slăvit să fie El. Mi-a dat dreptul să mă numesc copilul Lui, dacă mă luam după sărăcie și bogăție, după boală și sănătate, după semne și minuni. Cădeam de 1000 de ori de 17 ani de când m-am pocăit, dar m-am bizuit pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că într-o noapte Dumnezeu a venit la mine și a spus, ești Fiul meu! Și-l cred pe El. Am o bunică, are 80 de ani, Domnul s-o binecuvinteze. Dar câteodată mă enervează. Să vă spun de ce, face și aboacăne. Și mă duc la bunica mea și spun, măi, dumneatale, ești copilul lui Dumnezeu. Și ea zice, da, sunt. Și pe mine mă enervează asta. Zice, dar cum ești copilul lui Dumnezeu, ce ai făcut? Și ea parcă vrea să mă întrebe, tu ai copii, da. Greșesc, da. Și sunt copiii tăi, da. Și eu sunt copilul Tatălui. Are o siguranță extraordinară. Pentru că trebuie să ai o siguranță și când greșești. Pentru că nu, dacă nu te duci în jos, trebuie să fii bizuit pe vocea lui Dumnezeu care să-ți dea siguranța mântuirii, slăvit să fie Domnul. Dar a văzut că nu prinde cu asta la Domnul Iisus, a dus cu altă ispită. Și poate nu o să vă vine să credeți că diavolul încearcă să păcălească pe mulți de biserică cu Biblia. Este scris. Și Domnul Iisus a zis, dar numai atât scrie. Numai psalmul ăsta, mai sunt alte versete în Biblie care scriu altceva. Nu o să potrivească. Sunt unii care iau imediat câte un verset în Biblie și-s păcăliți de diavol. Mai vine câte unul și întreabă cam în felul următor, frate, dar de ce n-am voie să beau un pahar? Și eu parcă vreau să-l întreb, dar de ce ai avea voie? Și el zice, păi scrie în Biblie. Păi zic, op, când zice scrie în Biblie, deja a avut sâsăitul de șarpe. Zic, fii atent aici. Zic, ce scrie în Biblie? Scrie că la nunta din Cana Galilei, Domnul Iisus a prefăcut apa în vin și a fost la nuntă. De ce n-am voie să beau? Și zic, fii atent cum l-a păcălit diavolul cu Biblia. Păi zic, numai atâta scrie. Nu. Mai scrie Pavel lui Timotei să mai bei câte puțin vin. Din pricina stomacului. Și parcă te uiți la el și ai vrea să te întrebi, dar ai cu stomacul? Nu.
Atunci ai cu capul. Păi nu transfera durerea de la stomac la cap. Luați o foaie în mână, scrieți astea două versete și scrieți toate versetele care sunt împotriva băuturii. Să vedeți și asta. Păi nu mai ai scris. Dar e cu Biblia. Vin alții spun, Dumnezeu este dragoste. Vreau să vă întreb, scrie în Biblie că Dumnezeu e dragoste? Dar numai atâta scrie. Eu am citit în Biblia mea că Dumnezeu este și un foc. Nu, numai dragoste. Dacă e dragoste, Dumnezeu nu are iad în care să arzi o veșnicie. Că nu poate un Dumnezeu care iubește să vadă arzând o veșnicie întreagă. Bine că l-a putut vedea pe Fiul lui pe cruce și n-a intervenit. Și o să intervine la tine, drăguțul, ca să nu suferi atât. Îmi spunea un băiat, zice, am fost la evanghelizare cu el, mai cântă la evanghelizări. Deci aveam un coleg de liceu și băiatul ăsta, colegul lui, zice, nu credea în Dumnezeu. Să destrăbăla plăceri, păcate. Zice, într-o zi mergeam pe stradă cu el și el se uită la mine. Și zice, Adi, și-l chema pe pocăit. Fii atent aici, acum mă uit direct la Dumnezeu în cer și dacă îi. Acum îl înjur în față pe Dumnezeu. Dacă este Dumnezeu, acum să mă lovească. Și ăsta pocăit se ruga, Doamne, nu-l lovi, Doamne. Știți ce s-a întâmplat? Nimic. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dar mai trecut timpul. Și a venit într-o zi, băiatul ăsta ras pe cap. Întreabă colegii, bă, dar de ce te-ai tras așa? Și acum trag de fiare la sală, vreau să mă fac așa ca un actor, ca o vedetă. Dar Adi, pocăitul, zice, eu știu că cu el nu e ceva în regulă. Și după ce am plecat, mergeam pe stradă și el se uită din nou la mine, după timp îndelungat, și zice, Adi, am cancer. De-aia m-am răspăcat. Du-te la biserică și trimite bilete să facă rugăciuni pentru mine. Vreau să vă întreb, ce era Dumnezeu acum? Da, Dumnezeu e dragoste. Lasă-l în jurii. Ani de zile, 20, 40. Dar te îndrept spre sala de judecată a lui Dumnezeu. Să nu crezi că nu există o judecată, pentru că asta spune la cina Domnului. Harurile, îndurarea lui Dumnezeu, bogățiile lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu. Dar, zice, fiecare să cerceteze pe sine însuși, că dacă ne-am judecat noi, n-am fi... Înțelegeți? E vorba și de o judecată la cina Domnului. Pentru că dacă nu vrei să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, te îndrept spre sala de judecată. Și o să vină o judecată. Doamne, ai milă de noi. Deci după ce primești darurile, bogățiile, promisiunile lui Dumnezeu, harurile lui Dumnezeu, trebuie să stai față în față cu diavolul. Dar mai trebuie să stai față în față și cu suferința. Pentru că diavolul are o propunere interesantă. Auziți ce spune? L-a dus pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis, toate aceste lucruri o să-ți meargă bine. O să fii cineva în lumea asta. Strălucire, împărățiile sale tale. Domnul Iisus a ales opusul. Disprețuit și om al durerii și obișnuit cu... Și dumneata nu te aștepți la asta. Dumneata vrei strălucire și vrei împărăție. Și vrei un Hristos care să te mântuiască de necazuri, de persecuție, de dureri și care să te ducă în lumea aceasta pe care ți-o poate oferi diavolul. Și vrem un creștinism ca o afacere ca să ne scape de toată sărăcia și de tot necazul și să avem toți. Și să nu mai fie necaz și suferință. Pentru că noi am uitat că în Evanghelia după Matei, capitolul 10, Domnul Iisus îi trimite pe ucenici. Zice, vă dau putere să înviați morți. Vă dau putere să scoateți demoni. Dar știți cum au fost primiți ei în sinagogă? Au fost, ce veți lua bătaie în sinagogă. Fratele va da la moarte pe fratele? O să fie persecuție, o să fie suferință. Și noi nu așteptăm asta. Noi tot învățăm versetul ăsta că pocăiții trebuie să fie cap și nu coadă. Dar vreau să vă spun că ăsta e în Vechiul Testament. Când a venit Hristos și a suferit ăștia pe la gura leilor, noi am văzut cap. Să fie toți. Eu nu zic că Dumnezeu nu te poate face cap. Învață bine. Dumnezeu se poate folosi de tine. Dar există foarte multă suferință că mergi după Iisus Hristos. Și trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Cum au procedat cu El, vor proceda și cu tine. Vei fi profesor la o școală și vei trebui să primești mită. Ce faci?
Te exclud ăștia din școală sau primești mita? Te duci la doctor și nu-ți face pensie. Ce faci? Trebuie să intri undeva. Ce faci? Și atunci există un regres pentru împărăția aceasta și strălucirea aceasta lumii. Nu există un progres pentru noi. Pentru că noi nu dorim să fim bogații lumii acestea. Noi suntem bogații veacului viitor. Slăviți să fie Domnul. Și avem nevoie să înțelegem, dacă nu vom cădea, că va veni peste noi persecuție și suferință. Nu știu dacă v-am spus aici, fratele Petrica a dus la noi în zonă, am fost numai puțin câțiva lucrători, a dus un bărbat de vreo 88 de ani, care a suferit în închisori cu vorba. Este singurul dintre bătrânii care au mai rămas în țară, care au suferit în perioada comunistă și au suferit grav. Și ne-a povestit că, de fapt, când a început să ne povestească, m-a uluit cu o frază cu care a început, care m-a făcut lumină pe viață într-un domeniu. A spus așa, zice, eu nu sunt un predicator, eu sunt un martor. Și am înțeles dintr-o dată pe viață diferența dintre predicator și martor. Știți ce înseamnă predicator? Iau Biblia, mă duc la birou, o desfac, desfac textul, îi pun punctele, îi pun titlul, îi adaug ce am găsit prin cărți sau ce din experiențele personale, am făcut predica și vă dau dumneavoastră. Știți ce însemnează martor? Martor însemnează să treacă prin tine, să experimentezi tu o cruce, niște dușmani care te bat, care te scuipă, care îți dau cu trestea în cap. Să suferi închisori pentru Dumnezeu și atunci când vorbești, iasă putere. Știți care e marea problemă a României? Vreau să vă spun, la ora actuală, nicio țară din lume nu are predicator ca România. Deci ne batem cu orice țară vreți la predicat. Predicator peste predicator, sute de ei care predică extraordinar și fantastic. Știți ce nu are România? Martor. Care se suferă cu soțul o viață întreagă că el să pocăiască. Care să sufere bătăi și păi, să sufere răpirea averilor, să se bucure în Dumnezeu și oamenii să uite, zic, băi, ce-s cu ăștia? Spunea fratele care a dus fratele Petrica, deci eram într-o celulă 105 de ținuți, profesori, savanți, miniștri și noi care sufeream pentru Hristos. Și m-au băgat într-o celulă a groazei singur, patru paturi suprapuse, nimic pe pat. 7 zile mi-au dat acolo, geamul spart, în luna decembrie intra vifo. Deci în mânecă scurtă și în pantaloni scurți. Se știți ce am făcut 7 zile? M-am plimbat, m-am rugat și am cântat. Să fi fost eu. Știți care era prima ora mea? Dumnezeule, unde ești? Păi de ce nu merge bine mie? Da. Ce 7 zile, a 5-a zi, ce mi-au adus o bucată de pâine jumătate în jumătate, o jumătate de pâine, pentru că ne dea 90 de grame în fiecare zi, o filiuță mică. Și zice, am împărțit-o pentru a 5-a, 6-a și a 7-a zi și o bucată am băgat-o în sân. Și când m-au eliberat de acolo, m-am dus în celula cu 105 de ținuți, vorba încă m-a văzut că intru, a venit spre mine. Și m-a strigat către mine, ce ți-a dat Domnul acolo? Și zice, eu am scos bucata de pâine și am spus, mi-a dat o bucată de pâine pentru tine. Pentru că vorba era bolnav și în fiecare zi în celulă, 2 persoane nu mâncau ca să-i dea pâinea lui. Ce când au auzit miniștri, savanții, profesorii, ce 5 minute n-a mai fost nicio respirație în celula aia. Păi dar cum puteți, mă? Ce-i cu voi? Vreau să vă spun, dragii mei, noi nu mai avem martori. La noi dacă înțepi un pic, suntem ca niște baloane. Pognim de s-aude nu numai în Timișoara, în toată țara. Nu mai putem să suferim. Păi China, a venit iun anul trecut. Păi o predică simplă, predicatorii noștri îl bagă în buzunar la predice. Oameni buni, dar iun a suferit în închisori, iasă din el o putere și 20 de milioane pe an de chinezi să pocăiesc. O țară ca România. Eu cu un martor. Noi avem predicatori, nu avem martori care să înțeleagă. Dom'le, când am mers după Hristos, când mi-a dat Dumnezeu darurile și valorile și bogățiile Lui, eu trebuie să fiu pregătit să mor pentru Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne!
Asta ne aduce aminte la cina Domnului. Dar nu ne întâlnim doar cu diavolul față în față. Nu ne întâlnim doar cu suferința față în față. Ne întâlnim și cu oamenii răi față în față. Știți ce se întâmplă după toate lucrurile astea? Vii în biserică și vrei să dai de Pavel. Și vrei să dai de Petru. Și vrei să dai de Timotei. Și Domnul Iisus o dat de Iuda. Și tu nu te aștepți. Te întâlnești cu Iuda și e la tine în echipă. E la tine în biserică. Nu mai vin, Domnule, la biserică. Nu se poate cu Iuda în biserică. Și te lași. Sau altceva, rupi biserica în două unii. Nu se poate cu Iuda. Rupem biserica în două. Numărul 1 și numărul 2. Întrebarea se pune. La care dintre ele rămâne Iuda? La amândouă. Păi puteți să veniți și la mine la biserică. Ești acolo. Problema nu este cum să-l tratezi pe Iuda. Problema este ca dumneatale să ai un duh de slujire. Păi eu slujesc în casa Domnului, nu contează ce ar fi, pe viață și pe moarte. Pentru că Domnul Iisus a răspuns, este scris să slujești Domnului Dumnezeului tău, amin. Eu Lui slujesc. Și dacă te întâlnești cu Iuda, îi speli picioarele. Că asta înseamnă spălarea picioarelor. Dar noi nu vrem așa, eu le-am spălat la fratele Cașovan. Dar lui Iuda, nu știu. Măcar să mi le spele el mie, ar fi mai frumos. Înțelegeți? Noi nu avem, nu vrem să ne întâlnim cu Iuda. Da, lui Petru, da, lui Pavel, da, lui Timotei, da, da. Dar dacă te întâlnești cu Anania și Safira, și ăștia te mint, te mint în biserică. Zice, da, mâine dimineață la 10 și el doarme la 10. Zice, Doamne, m-am mințit, nu mai mă duc cu mincinoși ca ăștia. Și sunt foarte mulți care se lasă, deși au fost îmbogățiți de Dumnezeu, s-au lăsat. Pentru că am întâlnit pe Anania și Safira. Dar ce faci dacă întâlnești pe Alexandru Căldăran? Care îți va face cât rău. Ce faci? Păi nu ești pregătit pentru oamenii ăștia. Dar ce faci dacă te întâlnești cu Diotref? Care îi place... Știi ce îi plăcea lui ăsta? Bucata asta. E jumătate de metru. Dar avea o plăcere pentru ea fantastică. Dom'le, pe mine nu. Dacă mă pun să predic, vin. Dacă nu stau acasă. Dacă e rândul meu să cânt, vin. Le place să aibă întâietate. Poate v-am mai spus aici că am fost la adunare și era mare adunarea de oraș, era evanghelizare, nu mai știu, și aveau foaia cu punctele care trebuia făcute la prima oră. Și s-a terminat prima oră, dar mai aveau puncte pe foaie. Mai trebuia să cânte ăla. Și îl întreabă un slujitor pe celălalt. Ce face? Dar eu cad de la țară, zic, tăiați-i. Dar pastorul zice, nu se poate. Se supără, nu mai vine, să nu mai vină. Poate să cânte în grădină. Poate să predice pe stradă, că e loc. Deci ce trebuie numai aici? Pentru că îți place să ai întâietate. Și dai de câte unul care îi place să aibă întâietate, am dat o biserică micuță, la țară, la bunici, și acolo la... s-au bucurat surorile, cum, frate, Mihăiță, Domnul să te binecuvânteze că ai venit, dar zice, pe program e un bătrânel. Și să nu se supere. Merge și el cu tine. Zic să meargă. Am mers cu el la un von. Nu n-o prea vorbi cu mine. M-a citit textul, o predicat, era dimineață, a făcut 12 fără 20. La 12 fără 20 s-a uitat la mine și acum predici tu. Dar nu predici ce vrei. Predici din ce am citit eu. Și fii atent, la 12 fără 2 minute, e gata programul. Și surorile, frate Mihăiță, cât îți dă Domnul? Dar ce Domnul? Aici eu mis acum. La 12 fără 2 minute s-a ridicat în picioare lângă mine. Diotref. S-a terminat programul, surorile. Frate Mihăiță, să nu te superi, să mai vii pe la noi. Nu mai vin. Păi m-am întâlnit cu Diotref. Dar și ce dacă te-ai întâlnit? N-ai putut să te zberești. Adică tu voiai să fii al doilea Diotref. Să fii tu. Dar care-i problema? Te-ai umilit. A vorbești un sfert de oră. Care-i problema? Gata. Lumea aceasta a avut un profesor foarte bun. Era prodecan la universitate și profesor universitar, dar era de culoare, era negru. Și într-o după masă a ieșit la plimbare și s-a dus undeva la, în zona periferică a orașului și acolo probabil exista o casă și o doamnă venise relemnele acasă.
L-a văzut pe negru ăsta cum par de siu, l-a interpretat greșit. S-a uitat acolo, ăsta era acolo, medita. Zice, auzi, tu, treci aici, pune mâna pe topor și sparge lemne. Și o să te plătesc. Ăsta, profesor universitar, prodecan, zice, ia topor. Între timp, o domniță studentă la universitate trecea pe stradă. Când l-a văzut pe negru, pe prodecan, s-a oprit uimită, zice, bună ziua, domnule profesor. Dar femeia de lângă negru zice, ce profesor? Păi zice, el e prodecan la noi la facultate. Când auzi femeia să intre în pământ, dar negru se uită la femeie, profesor, și stați liniștită, că oricum aveam de gând să fac mișcare. Nu, nici o problemă, stați liniștită. Păi ce dacă ești profesor? Ce dacă ești prodecan? Spargi lemne și rezolvi problema cu Diotrem. Ia sparge o căruță de lemne. Dar trebuie să te umilești. Trebuie să ai un duh de slujire, pentru că de obicei oamenii care au daruri și n-au duh de slujire, au competiție între ei, nu colaborare. Pentru că n-are niciunul puterea să se umilească, să zmerească, și nu-i nimic. Dacă te slujesc eu, sparg căruța de lemn, eu ție. Ce Domnului Dumnezeului tău să-i slujești, vei sta față în față cu oamenii răi. Și în final, vreau să vă spun un lucru foarte frumos. După ce stai față în față cu diavolul, stai față în față cu suferința, stai față în față cu oamenii răi, într-o zi, o să vină un moment care îl aștepți de o viață și o să stai față în față cu Domnul. Și degetul lui Dumnezeu o să oprească pe fața ta. Și toate lacrimile care le-ai avut din cauza presiunilor diavolului, din cauza suferințelor și oamenilor răi, mâna lui Dumnezeu te va mângâia. Ce mai contează când eu voi fi față în față cu Domnul? Dar până ajungi față în față cu Domnul, trebuie să stai față în față cu diavolul, față în față cu suferința, față în față cu oamenii răi și apoi ajungi față în față cu Domnul. Spune despre cineva care a suferit pentru Hristos și a fost condamnat prin ardere de rug. Mâine trebuia să fie executat și în celulă. Colegul spune, măi, fii atent aici. Dacă mâine când o să mori pentru Hristos o să arzi, simți ceva, vezi ceva, zice, să-mi faci un semn discret cu mâna, atât. Să știu și eu. Și dacă tu suferi cu puterea ta și nu se vede nimic, zice, stai liniște. Mâine când l-au executat, flăcările au cumprins trupul și bărbatul acesta la un moment dat a lăsat capul în jos. Probabil că toți s-au crezut că a murit. Dar dintr-o dată bărbatul acesta cu o față senină a ridicat-o și a ridicat-o mâna sus. Și a ridicat-o pe a doua și a început să bată din palme. Știți de ce? Pentru că vedea ce a văzut Ștefan când era omorât cu pietre. Știți ce a văzut? Văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu. Ce mai contează pietrele? Ce mai contează dușmanii, suferința? Când cerul e deschis și eu stau față în față cu Domnul. Ca un avans pentru atunci, stăm acum față în față cu Domnul. La cina Lui, ne unim cu Dumnezeu. Ce mai contează? Da, ai avut presiuni, ai fost ispitit de diavolul, poate ai căzut, te pocăiești. Ești copilul lui Dumnezeu, poate ai avut parte de oameni răi. Știți ce a spus Apostolul Pavel? Zice, la întâiul meu cuvânt de apărare nu-i mai unul, un Alexandru, nu-i un Diotref, nu-i un Iuda. Zice, toți! Cum te-ai simțit dumneatale să vii acum în fața, este pui în genunchi, zice, frate Crașovan, faceți o rugăciune pentru mine cu biserica. Fratele Crașovan să se ridice, să anunțe, toată lumea plecăm acasă. Să te lase în genunchi, să stai singur. Mai vii după masă? Vreau să vă întreb, mai veniți după masă? Dar știți ce a spus Apostolul Pavel? Toți m-au părăsit, dar Domnul a rămas. Și ce contează dacă plecați toți? Ce contează dacă mă părăsiți toți? Eu rămân pentru că Domnul e lângă mine. Și vreau și eu lângă Dumnezeu să rămân mereu. Oricât ar fi de greu necazul meu, oricât aș suferi, cântarea mea va fi: vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Haideți să ne ridicăm.
Nu știu dacă puteți să cântați cântarea asta. Ne tem să nu o greșesc, dar e tare frumoasă. Poate cineva îi dă un ton și o cântăm cu toată adunarea. Vreau lângă Dumnezeu, poate fi afișată. Să o cântăm ca o rugăciune în finalul acestui mesaj și apoi să ne îndreptăm spre ceea ce urmează. Asta e o aplicație. Să cânți această cântare în urma acestui mesaj ca o rugăciune.
frați și surori.